Toader, o lansare n-a fost offside, Mazarache șutează și 1-0, deschidere de scor în minutul 3 al partidei. 1-0, Simon Mazarache după pasă de gol. Fostul jucător de la Mușcelul Câmpul Lung, Simon Mazarache, transferat în vara anului trecut în Liga 1 la CS Universitatea Craiova, a atins a doua bornă din contractul de transfer și astfel clubul oltean trebuie acum să achite încă o sumă de bani pentru clubul din Câmpul Lung. Conducerea echipei CSU a trimis mai întâi 4.000 de euro, suma prevăzută în transfer, iar contractul prevede că dacă jucătorul va bifa cel puțin 18 prezențe în primul eșalon, atunci albaștrii vor trebui să achite încă 2.000 de euro. În meciul de duminică după amiază, cel de la CSMS Iași, atacantul a bifat chiar meciul cu numărul 18, atingând, așa cum spuneam, a doua bornă din contract. Dintre acestea, Simon Mazarache a fost de 13 ori titular și a marcat un singur gol, cel din partida cu Pandurii Târgu Jiu disputată în deplasare. Un alt punct din contract prevede că dacă Mazarache va marca cel puțin 5 goluri în actualul sezon, CSU Craiova va trebui să vireze încă 3.000 de euro spre Mușcelul Câmpul Lung.